Când spui Tulcea, spui Dunăre și automat te gândești la pește. Una dintre cele mai mari fabrici de prelucrare a peștelui din țară s-a dezvoltat cu ajutorul banilor europeni. 60 de tone de preparate sunt produse lunar aici, iar marfa ajunge în hipermarketurile din întreaga țară. Ăsta este punctul în care intră materia primă pentru prima dată în fabrică. Este secția de recepție. Aici se face controlul cantitativ și calitativ. Peștele este recepționat, este sortat pe specii și dimensiuni, este ambalat în gheață și merge către depozitare sau se vinde ca atare către magazinul nostru din oraș. În momentul de față, fetele lucrează salată cu icre de crab și ceapă. Salata conține doar 5 ingrediente, adică icre, zeamă de lămâie, apă minerală și ulei. Două tipuri de icre, de asta sunt 5. Este un procedeu ca acasă. Este totul natural, nu se utilizează conservanți, coloranți, niciun fel de aditivi care să îmbunătățească în vreun fel gustul. Este o rețetă tradițională din Delta Dunării, așa cum făceau rușii lipoveni pe vremuri. Fetele sunt lipovence, adică ele poate să vă confirme. 3 dintre produsele de aici au un statut special și au fost recunoscute la nivel european. Dintre toate produsele noastre, 3 sunt certificate la nivel european pe scheme de calitate. Scrumbia de Dunăre afumată este certificată IGP, salata tradițională cu icre de crab și salata cu icre de știucă de Tulcea. Salata tradițională cu icre de crab este ultima care a obținut certificarea, prima fiind scrumbia de Dunăre afumată. Special, în primul rând, este zona de captură. Scrumbia este capturată doar pe Dunăre, în momentul în care ea este în urcare. După cum îi spune și denumirea, asta este specificul ei, este din Dunăre. Este afumată natural, cu fum din rumeguș de lemn. Nu conține conservanți, este realizată după rețete tradiționale din Delta Dunării, așa cum rușii lipoveni din Delta afumau peștele pe vremuri. Următoarele două produse sunt două salate, salata cu icre de știucă și salata cu icre de crab, salata tradițională cu icre de crab. Ele au obținut certificarea mai târziu față de scrumbie, chiar salata, vă spuneam, cu icre de crab este anul acesta, acum o lună au obținut certificarea. La fel, sunt rețete din Delta Dunării, sunt realizate cum se făcea odată de către rușii lipoveni din Delta Dunării, fără aditivi, fără conservanți. Unele produse care le realizăm noi acum sunt bazate pe rețetele care efectiv le-am învățat sau am luat act de ele în familie. Salata cu icre de știucă de Tulcea și salata tradițională cu icre de crab sunt produse care le realizăm după rețete tradiționale și foarte multă lume și mulți clienți și prieteni ne-au zis că au renunțat să facă acasă după rețetele tradiționale și cumpără produsele noastre, regăsind gustul copilăriei în aceste produse. Asta v-ați și propus, da, de altfel. Da, asta ne-am și propus. De fapt, sunt singurele produse, în afară de faptul că sunt certificate la nivel european, sunt singurele produse care, de pe piață din momentul de față, care nu au la bază utilizarea de aditivi chimici. Deci, efectiv, sunt folosite numai ingrediente naturale. Certificarea reprezintă o garanție față de client, de consumator, că produsul respectiv este un produs care se realizează pe o schemă de calitate superioară, în condiții mult mai stricte. Fabrica de pește, așa cum arată ea acum, este în principal rezultatul implementării a două proiecte europene succesive. Respectiv, un proiect în care s-a realizat construcția, deci o investiție de la zero, greenfield, deci și prima echipare a unității în valoare de proiect în valoare de 1.500.000 de euro, realizat în 2012, finalizat, și al doilea proiect în valoare de 900.000 de euro cu
achiziționare de echipamente tehnologice, deci un proiect de modernizare și de dotare, care s-a finalizat în 2020 și a fost în valoare, după cum am spus, de 900.000 de euro. Deci fără aceste două proiecte nu ar fi fost posibilă această fabrică de pește. 140 de angajați lucrează acum în fabrica din Tulcea, iar afacerea crește în fiecare an cu aproximativ 20%. Printre cei care au gustat produsele de aici se numără și moștenitorul coroanei britanice, prințul Charles. Producătorii ne încurajează să consumăm pește de Dunăre, mai ales că în România consumul pe cap de locuitor este mult mai mic față de alte țări. Mâncăm numai 8 kg pe cap de locuitor, spre deosebire de 46 de kg în Spania, de exemplu. La 8 km de oraș.